Acest arc guvernamental nu se gândește decât la a-și menține puterea cu orice preț. Ei nu se gândesc ce imagine duc afară, în afara României. Practic, noi am atins toate recordurile posibile. Nu cred că mai există ceva de atins în ridicolul politic european. În primul rând, avem un premier care a fost bușit și pus la loc. Deci l-a trântit Parlamentul și l-a pus la loc. Nu mai există în lume așa ceva. După aceea, același premier are zero susținere în Parlament la o moțiune de cenzură și este în continuare un premier foarte puternic. Pe lângă faptul că acest premier, ce a demonstrat că știe să facă, este pur și simplu un joc de copii. Dacă a ajuns propriul lui ministru, care este ministru de finanțe, ministrul celui mai important minister posibil într-o guvernare, să spună că nu pricepe niște fenomene economice, nu le înțelege efectiv, eu nu înțeleg de ce mai înaintează. Și ne întrebăm de ce o ducem rău. Păi, ce să mai zic? Spunem, dacă ei între ei sunt 15-16 oameni, practic un minister e condus de 3-4, cultura și altele sunt ministerii conexe, Ministerul de Finanțe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Economiei, sunt cele mai grele, Ministerul Transporturilor, cele mai grele ministere într-un guvern. Dacă ei 4-5 nu se înțeleg acolo, ce să mai spunem, ce poate să înțeleagă întreaga țară? Ce să mai înțeleagă? Nici parlamentarii la un moment nu mai înțeleg. Eu sunt convins că dacă dădeau liber la vot, da, guvernul Bocaz era jos. Și era jos cu foarte multe voturi. Eu cunosc parlamentari din județul Călăraș care sunt parlamentari PDL care au spus ne este rușine că mai suntem parlamentari la ora actuală și cunosc două persoane care sunt la un prag de a-și da demisia. Sunt persoane onorabile, sunt oameni care au demnitate și verticalitate. Nu pot fi atât de tare presați încât să devină niște umbre ca și indivizi sau ca personalități politice. Nu se poate așa ceva. E o teamă ancestrală și mă gândesc la un moment dat totuși. Facem un fel de, un gen de speculație. Dom'le, dacă tot gândești că este foarte rău, dacă tot gândești că mai bine mă retrag, că în mod normal și logic, PDL-ul trebuia să predea guvernarea în plină iarnă PSD-ului, PNL-ului, PC-ului și spuneți, băi, rezolvați voi iarna asta, rezolvați primăvara, rezolvați anul viitor, că oricum e foarte greu. Și ne punea într-o situație extraordinar de dificilă. Dar îmi pun întrebarea totuși, de ce nu o face? Ce au, dom'le, de ascuns? Oare au ceva de ascuns? Nu cred că știm sau vom ști foarte curând, vom ști probabil la momentul potrivit, dacă nu cumva totuși marile greșeli strategice făcute de această guvernare nu sunt atât de grave pentru România încât este bine ca ei să le țină cumva sub un capac. E pur și simplu o speculație, nu este absolut niciun fel de declarație politică. E o logică normală pe care fiecare om este dator să o pună în funcțiune și asta îmi spune mie. Dacă noi am fi fost la guvernare și eu ca și vicepreședinte al Partidului Național Liberal într-o astfel de situație, i-aș fi sugerat președintelui partidului și eventual primului ministru, dacă eram în această situație, să dăm predăm putere. Oricum e greu. Oricum iarna asta va fi ceva de coșmar. De ce să petreacă populația țării coșmarul cu noi și să nu petreacă populația țării coșmarul cu adversarii noștri politici care zic că au soluții? Păi dacă au soluții, să treacă, să le pună în aplicare, să salveze națiunea. De ce nu pleacă?